Bună ziua, vicepreședintele PNL, domnul Benoni Ardelean, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule deputat, și vă mulțumesc că ați revenit în studioul nostru. Mulțumesc pentru invitație. Partidul Național Liberal, prin vocea premierului Ludovic Orban, și-a anunțat intenția de a organiza alegeri anticipate după o discuție avută cu președintele Klaus Iohannis. Cum are de gând Partidul Național Liberal să înceapă acest demers? Bun, dați-mi voie să clarific aici o chestiune, pentru că toată lumea vine și spune: domnule președintele Klaus Iohannis a impus aceste demersuri, și bineînțeles că atunci toată lumea a fost de acord. Nu, asta a fost intenția încă de la început, de la preluarea guvernării. Și aici aș vrea puțin să punem lucrurile într-un context. Pentru că nu doar alegerile anticipate sunt dorința noastră dintotdeauna, da? Ci acestea au venit ca urmare a unui context politic dificil și mega complicat pe care îl trăim. Și anume, guvernarea desastruoasă a PSD-ului trebuia oprită. Asta ne era și nouă clar. Văd că acum și cei din PSD spun că și lor le era clar că nu mai puteau să pună proști în funcții publice. Au ajuns la un apogeu a nesimțirii, a dezastrului financiar, a dezastrului internațional, tot ce vreți. Adică toate erau cumulate. Și era clar că în acest context trebuia oprită guvernarea. De aceea s-a introdus moțiunea de cenzură, de aceea a căzut guvernul și bineînțeles că PNL-ul și-a asumat, într-un context, repet, dificil și complicat, guvernarea, tocmai pentru a opri acel dezastru ca și prim factor de impact și în același timp pentru a găsi corecțiile necesare, rapide și urgente, care trebuie făcute pentru a redresa economia țării și, bineînțeles, celelalte domenii ale guvernului. În acel context, era clar că PNL-ul trebuie să facă ceva rapid și eficient, pentru că, normal, venea iarna, aveam bugetul depus pe rol, trebuia făcute acele corecții imediate care trebuiau făcute pe toate filele de buget și de aceea președintele partidului, premierul Ludovic Orban, a venit cu această soluție și anume trebuie să declanșăm alegeri anticipate pentru că avem nevoie și de o majoritate parlamentară. Să știți că după moțiunea de cenzură noi nu am căpătat nici 70% în Parlament, nici 80%, tot 20% avem. Deci tot minoritate, tot n-aveți majoritate în Parlament. O minoritate minoritară, să zic așa, dacă îmi permiteți expresia. Și în acel context era clar că noi trebuie să venim rapid cu o soluție pentru a rezolva această problemă absolut necesară pentru orice reformă. Și de ce menționez lucrul acesta? Este că atunci când vrei să faci reformă într-un stat, ai nevoie de două chestiuni. De bani și de majoritate parlamentară. Dacă nu ai cele două componente, nu poți să faci lucrul acela, pentru că orice fel de mușuroi care îl atingi în sectorul public îți sare în față. Ăla e alu, ăla, ălalt e alu, ălalt, fiecare vine și are câte pe cineva pe acolo. Știți că în sfera politică, ca să fac o paranteză aici, se spune așa, când ai într-un câine, vezi cine îl ține de lesă. Chestiunea respectivă este extrem de acută pentru noi, pentru că nu poți să vii să încerci o reformă în niciun fel de domeniu, atâta timp cât majoritatea parlamentară este una care este extrem de fragilă. Adică în acest context este clar că discutăm la câteva voturi pe fiecare segment în parte, pe fiecare lege în parte, pe fiecare chestiune în parte. Dar PSD încă deține majoritate în Parlament? Nu deține majoritate în Parlament, dar este extrem de fragilă această majoritate. Adică gândiți-vă că am avut atunci concursul pentru moțiunea de cenzură și al Pro-România. Acum Pro-România, o parte dintre ei și-au dat seama de direcția proastă în care Pro-România merge și au virat în altă parte. Ne-au susținut pe toate demersurile care le-am avut, inclusiv pe zona de buget. Ei, în momentul acesta este clar că trebuie să fim extrem de precauți pentru a nu lăsa sub nicio formă ca lucrurile să întoarcă de unde au fost. Asta este prima chestiune. De aceea avem nevoie rapid de o mișcare de forță și mișcarea de forță pe care o putem face în acest moment este să declanșăm alegerile anticipate tocmai pentru a putea să rezolvăm această nevoie acută de reformă și anume să ai majoritate parlamentară, să poți să implementezi ceva la nivel de reformă și de modernizare a statului. Dar cum declanșezi alegerile anticipate? Nu să intru în discuția de procedură. Întrebarea. Și vă spun de la început. Sunt diverse ipoteze care pot fi luate în calcul. Ceea ce ne dorim, în fapt, acum, este să nu declanșăm o criză politică majoră și apoi să nu ieșim din ea. Adică fiți sigură că în momentul în care declanșăm această procedură, gândim pasul 1, 2, 3, 10, 15 dacă e cazul, să nu intrăm într-o criză politică majoră și țara să ajungă într-un haos și o situație de
neguvernat. De aceea vrem să fie o operațiune chirurgicală, foarte rapid declanșată și în același timp o operațiune în care să putem să gândim toți pașii dinainte, ca în scurt timp să avem o altă majoritate parlamentară care să poată să facă aceste reforme în stat. V-ați impus un termen, partidul și-a impus un termen pentru declanșarea alegerilor? Este clar că ceea ce ne dorim este să facem această chestiune cât mai repede. Dorința noastră este, dacă am reușit până luna mai, să avem alegeri anticipate. Bineînțeles că după aceea probabil vor fi alegeri locale sau cuplate în cea mai gravă situație, dar ne-am dorit chiar mai repede. Însă sunt niște termeni constituționali de care trebuie să ținem cont, sunt niște prevederi legale care trebuie să primeze în orice fel de demers, pentru că nu vrem să facem ceva împotriva Constituției sau împotriva legilor în vigoare. Dar vrem, repet, să avem o majoritate parlamentară cu care să putem discuta. Și bineînțeles că, vă repet, sunt foarte multe probleme grave în stat. Aș menționa un singur lucru în momentul acesta. Da? Au fost acele angajări pe anumite firme. Da? O persoană era angajată pe o firmă privată la colțul străzii, la magazin, cu un salariu de 200 de milioane, 300 de milioane, 500 de milioane și apoi transferat în sfera publică. Prin transfer, prin detașare. Ei, de-aia urlă toți acum, că în momentul în care ai dat OEG 14 și l-ai anulat anumite prevederi din acest OEG, în momentul respectiv, cam 15-20% din ministere pleacă acasă, cu salariile astea nesimțite. Despre asta discutăm. Adică nu poți să vii acum și să spui, da, domnule, statul român a funcționat perfect când tu ai îngroșat rândurile celor care erau în sfera publică, în toate ministerele. Și acum acești oameni, normal că urlă și țipă că sunt trimiși acasă, dar în primul rând hai să vedem cum au venit oamenii ăștia aici. Gândiți-vă la un singur aspect și vă dau o singură cifră. În România, până la momentul moțiunii de cenzură, aveam 190 de secretari de stat, adică ajunți de miniștri. E o aberație, e incredibil, deci e o cifră care te lasă blocat. Dar cu ce se ocupau secretarii ăștia de stat? Vă dau și exemple. Deci până la guvernul Grindeanu erau 55 de secretari de stat. A venit domnul premier Tudose și a ridicat-o la 55 la 80 și a venit doamna Viorica Vasilica Dăncilă și a ridicat-o de la 80 la 150 plus cei care erau 40 care erau asimilați poziția de secretar de stat, dar care aveau tot poziția de secretar de stat, în definitiv. Nu știu unde au găsit pe toți lipitorii de afișe, vă spun foarte sincer. Pe toți cu diverse facultăți terminate la colțul străzii, nu mai știu pe unde și le-au terminat, oamenii aceștia erau de o incompetență crasă. Conduceam ședințele ca vicepreședinte a Parlamentului de plen pentru întrebări, interpelări pentru guvern. Și pe procedură trebuia să întreb, deputatul X sau deputata X este în sală? Da. Vă rog, cine de la guvern? Un secretar de stat. Și am avut situația hilară, dacă vreți, în momentul în care un deputat n-a fost mulțumit de răspunsul primit de la minister, care l-a citit o domnișoară de pe foaie. Și a mai pus o întrebare. Și eu, într-o respectiv, această secretară de stat s-a uitat la mine șocată și a început să plângă și a spus, domnișoară, cuvintele noastre, explicații domnului deputat despre ce e vorba. Adică, vă dați seama la... Deci nu avea pregătire. Nu înțelegea nimic, nu știa ce să mai zic. Adică ea era pe lângă orice fel de subiect. Și era la nivel de ajung de ministru. Că asta înseamnă secretar de stat. Deci asta este situația. Să nu mai vorbim de personaje pitorești în spectrul românești, Andrușcă și alții care au populat diverse ministere. Că lista este lungă. Da. Ei, în acest context, normal când îi dai pe mâna lui Andrușcă economia României, care încă însumează, din păcate, centralizat, cam 35% din economia reală a țării, e o problemă. Adică nu poți să ai, în zis al lor, nu al noștri, vulcanizare la colțul străzii și să ajungi ministrul economiei. Asta era situația. Personajul respectiv, când a fost chemat la grupul parlamentar al PNL ca să ne lămurească pe niște chestiuni care le avea acolo în subordine, i s-a făcut rău cu inima și a sunat disperat că el nu poate să ajungă, care trepidații. Adică vă dați seama în ce situație hilară, dar tragic în același timp, aduci statul român să pui astfel de personaje în funcții cheie în conducerea unui stat, în conducerea guvernamentală. Adică ne aducem aminte de Bobu dinainte de Revoluție, care avea 4 clase. Deci la nivelul ăsta au dus guvernarea.
Dar am văzut că socialdemocrații vă acuză că ați eliberat tocmai pentru a vă aduce și a vă pune oamenii în aceste funcții. Sau? Păi ne punem oamenii în aceste funcții, că nu putem să aducem de pe stradă oameni care, da, ne punem oameni profesioniști. De aceea vreau să dau un singur exemplu. Au fost demiși 190 de secretari de stat. Uitați-vă la numărul de oameni care au fost puși în 3 luni de când am preluat guvernarea. Nu știu dacă sunt 25 de secretari de stat, pentru că sunt foarte atent aleși. Și până în prezent, pe persoanele care au fost numite, chiar nu avem reclamații. Adică, mă rog, nu există nicio fel de chestiune care zică, domnule, omul ăla a fost un corupt, a fost un nemernic, a fost un infractor. Nu. Și sunt oameni care sunt atent aleși. Există, dacă vreți, în interior așa o dorință rapidă, hai să punem oamenii să putem să mergem mai departe. Și este normal, pentru că trebuie să ai oameni pe toate pozițiile ca să poți funcționa ca și stat. Adică nu poți să lași poziții goale, pentru că în momentul respectiv nu ai nivelul de decizie, nivelul care iau deciziile în stat. Dar în același timp este absolut imperativ ca aceștia să fie foarte atent aleși. Și da, bineînțeles că o să fie oameni care au viziune liberală, că nu o să pun din nou socialiști. Am văzut că Partidul Social Democrat, prin vocea lui Marcel Ciolacu, președinte interimar, a anunțat ieri depunerea unei moțiuni de cenzură la începutul lunii februarie. Bun, ei încă nu s-au hotărât când vor depune moțiunea de cenzură, pentru că prima dată au spus că vor depune imediat după ce au congres. Acum văd că congresul au decis să-l aibă în luna martie. Dacă l-au în luna martie, probabil că se gândesc să depună moțiunea de cenzură pe la final de martie. Noi sperăm că până atunci să fim deja în alegeri anticipate. Iar ei pot să depună moțiune când doresc, adică să fie în timpul sesiunii parlamentare, că nu pot să depună în extra sesiune parlamentară, deci trebuie să fie în timpul sesiunii parlamentare, să depună ce moțiune de cenzură doresc. Și bineînțeles că noi suntem dispuși să facem față oricăror provocări pe care PSD-ul este pregătit PNL? Cu siguranță, nu avem niciun fel de problemă. Să treacă de acest examen? Nu avem niciun fel de problemă. Noi chiar ne dorim ca să intrăm într-o competiție inclusiv de discurs. Adică până la urmă, haideți să vedem ce aveți voi de spus, PSD-ul, sau cu ce v-ați reformat până acum, în afară de faptul că ați dat toată vina pe Dragnea după ce a fost trimis la pușcărie. Dar până atunci îi pupau papucii și tălpile. Și din momentul respectiv, singurul vinovat pentru dezastru care a fost acolo a fost Dragnea. Acum văd că mai dau parte din vină pe ce a rămas pe Dăncilă. Însă rest, nimeni nu-i vinovat de acolo. Toată lumea, cei care au stat la masă, cei care au luat deciziile, cei care au participat la toate nenorocirile, acum sunt curați ca lacrima și bineînțeles că doar Dragnea și Dăncilă sunt vinovați pentru dezastru care a fost în România în ultimii 3 ani de zile. Eu cred că vina este egal distribuită la nivelul conducerii PSD actual. Și eu cred că trebuie să-și asume această responsabilitate. Și dacă ar fi deștepți și inteligenți, ar lăsa pe alții care n-au fost mânjiți, spătați de acele decizii care au dus țara într-un dezastru economic, pe plan internațional și în toate punctele de vedere. Adică nu poți să mergi în afara țării, eu mă ocup de politică externă, nu poți să mergi în afara țării și să-ți spună ambasadorii României, domnilor, faceți ceva că nu mai ieșim din casă. Ne este rușine să dăm ochii cu oamenii de aici. Pentru că asta au făcut. V-ați întâlnit cu această situație? M-am întâlnit cu... Normal că te-ai întâlnit cu situațiile respective. În sensul în care vine doamna Dăncilă, adică nu, prima dată Dragnea iasă la o televiziune și spune mutăm ambasada mâine, că nu era în prerogativul lui, n-avea niciun prerogativ în zona respectivă. După care merge Dăncilă să dea cu pumnul în piept și să anunțe cu en fanfară acolo în America că face ea lucrul respectiv și gata, decizia e luată. Și apoi să vină în țară să spună, da, nu-i prerogativul meu. Și ar trebui să avem o discuție cu domnul președinte. Păi da, nu asta spunem noi de 2 ani de zile, adică tu arunci în aer toate relațiile deci care le avem în Orient. Deci după ce a anunțat... Păi nu, dar aruncă în aer toate relațiile care le avem în Orient. Distrugem diverse proiecte care le avem la nivel internațional. Distrugem șansele noastre de a deveni membru permanent ONU și tu vii cu toate chestiunile astea și apoi spui da, nu-i bine ce am zis, dar o să intrăm într-un dialog. Păi da, de 2 ani de zile asta spunem noi, adică nu poți să citești o pagină de nicio pagină, jumătate de pagină să-ți dai seama că un articol în care îți dai seama că nu-i treaba ta asta. Alegerea primarilor în 2 tururi este din nou un subiect care am văzut că este dezbătut, cel puțin la nivel de partide. Sunt unele partide care susțin această idee, sunt altele care nu susțin. Am înțeles că Partidul Național Liberal, cel puțin așa spun sursele noastre, și-ar asuma guvernul Orban, mai exact, și-ar asuma răspunderea pe acest proiect. Bun, dați-mi voie aici să am o singură mențiune care țină de etică politică. Și înainte de asta să prezint un preambul de context. Contextul este următorul, că din 90 încoace,
legea electorală sau componentele legii electorale care țin de alegerea în poziții publice au suferit diverse modificări. Am fost la sistemul pe listă, am trecut pe un nominal cu redistribuire pentru Parlament prost gândit și prost interpretat și prost pus în practică, în care cu 49% puteai să stai acasă și unul cu 10% să meargă în Parlament. Adică contextul acesta anormal din toate punctele de vedere. Și aici cred că primul lucru pe care trebuie să-l reținem este că totul pleacă de aici, de la modul în care sunt aleși cei care conduc. Și ai ajuns în faza în care un primar ales în funcție poate să conducă o comunitate, mai mică sau mai mare, cu 11%. Că asta e realitatea. Din populația reală înscrisă în registrele acelei comunități, poți să aibă 11% și să conducă acea comunitate 4 ani. Ceea ce nu-i oferă deloc legitimitate și nici reprezentativitate. Condiții, dacă vreți, absolut imperative în ceea ce înseamnă procesul decizional. De aceea ai nevoie totuși de un scrutin, de un mod în care acesta să aibă o susținere populară cât mai mare. N-ai susținere populară, deciziile care le iei sunt contestate, se creează această diferență foarte mare, această prăpastie între cei care conduc și cei care aleg și cei care trăiesc în urma acestor decizii a celor care conduc. Și în contextul respectiv, normal că ajunge într-o situație în care acel ales local are o problemă majoră și noi, ca și politici, avem o problemă majoră. De aceea, gradul de încredere a populației în aleși este foarte scăzut. Ajungi ca să ai la Parlament 14% încredere, ceea ce e anormal. Forul suprem ales al țării, da? Tu ai 14% încredere. La fel și la Parlament. Votul pe listă nu e cea mai fericită soluție din punctul meu de vedere. Eu am optat și trebuie să fac o mică paranteză aici, nu în contextul alegerii primarilor, am optat și optez în continuare pentru un vot preferențial pe listă, în care alegătorul să vină să spună, da, partidul a pus pe locul 30 pe listă, dar eu îl vreau pe individul respectiv și atunci personalitatea contează în momentul în care un individ este ales pe barba lui, să zic așa, neacademic, adică pe capacitățile lui. În momentul respectiv are forță. Ai dat forță acelui parlamentar, ai o sumă de parlamentari cu forță, în momentul respectiv ai un parlament puternic. Ai un parlament puternic, ai control parlamentar. Ai legi care nu mai sunt votate la indicația liderului de grup care face așa sau așa, ci sunt votate pe propria conștiință a fiecărui parlamentar care este ales acolo. Și de aceea este nevoie ca să dai, repet, să aibă și reprezentativitate și legitimitate. Și în același timp are și forță în deciziile pe care le ia. Și tu, ca președinte de filială, știi că dacă ai 10 poziții de deputat și 4 de senator, vă dau un exemplu, dacă pui 10 proști, pierzi toate cele 10 poziții sau toate cele 4 de la Senat, dacă pui 10 deștepți, poți să le câștigi toate. Și atunci partidele se gândesc de 2 ori înainte de a face chestiunea respectivă, iar acest vot preferențial pe listă poate conduce la o adică, la o redistribuire echitabilă sau se poate alege chiar cu 2 tururi ca la primarii. Repet, și ai o reprezentativitate foarte legeră. Deci există legeră. Și varianta de 2 tururi. Există orice fel de variantă, poți să alegi orice. Da? Deci depinde de modul în care concepi sistemul electoral și sistemul de alegeri. Chiar ca să revin la povestea primarilor, bineînțeles că primarii în funcție pe un singur tur au prima șansă. Nu există dubiu pe asta. Cred că, adică trebuie să fie mult prea bătut în cap, scuzați-mă expresia, acel primar să piardă alegerile fiind în funcție dacă este cu un singur tur. Pe turul 2 lucrurile se complică. Dar, bineînțeles că, din punctul nostru de vedere, tocmai ca să oferi, dacă vreți așa, o garanție morală a celui ales, că poate să ia decizii și deciziile lui vor fi respectate și apreciate de către cei care l-au ales, noi optăm pentru această alegere în 2 tururi. Bineînțeles că opoziția este mare la alegerea primarilor în 2 tururi. Nu știm lucrul acesta dacă poate fi făcut altfel decât pentru asumarea guvernului. Tocmai de aceea am venit cu această propunere, că ne asumăm această responsabilitate de a veni cu o hotărâre a guvernului, la fel cum am venit pe buget. Pentru că și pe buget, dacă veneai și o băgai în dezbatere parlamentară, vopseam podețe și poduri și făceam la troițe în toată România și probabil și în afara României de Nelo Amaro. Adică gândiți-vă ce se întâmpla dacă veneam cu dezbaterea pe buget în contextul acesta a fragilității parlamentare
și a majorității fragile pe care o avem acum în Parlament. Deci își va asuma guvernul Orban răspunderea pe... Asta este discuția. Dar, repet, în acest moment, Partidul Național Liberal, prin Biroul Politic Național, am decis să abilităm pe președintele partidului, pe premierul României, să negocieze cea mai bună formulă pentru anticipată și în același timp pentru zona de asumare pe turul 2 pentru primari. La București, cum stă situația? S-a discutat în Partidul Național Liberal despre un candidat comun al opoziției? Ați luat în calcul această variantă? Sau PNL va veni cu un candidat propriu pentru primăria capitalei? Nu s-a luat o decizie în privința Bucureștiului. Sunt diverse ipoteze și discuții. Bineînțeles că dorim, fără dor și poate, să avem un primar liberal al Bucureștiului. Și cred că este posibil lucrul acesta. Bineînțeles că va trebui să vedem în ce măsură putem singur să facem lucrul acesta sau avem nevoie de o negociere mai largă ca să putem să schimbăm ceea ce este astăzi în București. Clar și categoric trebuie să îndepărtăm actuala conducere a Bucureștiului și aici mă refer la conducerea capitalei, dar în același timp și la sectoare. Având în vedere dezastru care este, adică toată lumea știe, domnule, nu s-a făcut nimic, mergi cu taximetriștii pe stradă și întrebi, domnule, dar ce? Nimic, zero. Sunt chestiuni mega simple care se pot rezolva. Am văzut câteva intersecții circulând prin București care de ani de zile au îngreunat traficul acolo și este un trafic infernal, care le rezolv cu trei buldozere în trei nopți, ca să fiu foarte corect. Adică e simplu, nu-i complicat, dar nu există această viziune deloc pentru dezvoltare, cu atât mai mult pentru rezolvarea chestiunilor care sunt în trafic, nu mai vorbesc de școli, de spitale, de ce se mai întâmplă în București, absolut nimic. Adică nu poate actuala conducere a Bucureștiului să vină cu niciun fel de realizare, să spună, domnule, asta am făcut. Da? În afară de niște licitații trucate și de niște autobuze aduse de pe nu știu de pe unde și care sunt praf, nu avem nicio realizare notabilă, că am venit și am spus, domnule, bravo, ai făcut un podeț undeva, o chestiune, n-ai făcut nimic. Dar l-ar susține Partidul Național Liberal pe Nicu Șordan, de ce nu un candidat al opoziției pentru primăria capitalei? Că am văzut Nicu Șordan a venit și cu un sondaj mai nou. Domnul Nicu Șordan se bate pentru această chestiune, bravo lui. Se mai bat și alții de la USR Plus pentru aceeași chestiune, la ei lucrurile sunt foarte complicate. E o întreagă polemică între cele două partide. Dezbateri exact. Cu diverse sondaje, vor fi 3, 5, 10, nu știu câte vor avea ei. Cert este că noi, ca și partid de guvernare astăzi, ca și partid de dreapta, cu o încredere extrem de mare din partea populației, pentru care le mulțumim, avem peste 40% în votul electoral, dacă astăzi ar fi alegeri, ei, într-un astfel de context, nu ne permite să nu avem candidatul nostru. De ce? Must. Trebuie să vii cu un candidat și părerea mea este că avem câteva personalități ale partidului care chiar pot să preia primăria capitalei fără niciun fel de problemă. Care este în opinia dumneavoastră, care sunt de fapt în opinia dumneavoastră provocările Partidului Național Liberal în acest an? Este din nou un an electoral în care vom avea două tipuri de alegeri, alegeri importante, vom avea și parlamentare și locale. Care sunt provocările majore ale Partidului Național Liberal în acest an electoral? Așa cum aminteam și anterior, prima chestiune majoră este oprirea dezastrului, care, din punctul meu de vedere, încă nu are o finalitate. Adică, în acest moment, încă ai foarte multe chestiuni pe care trebuie să le blochezi. Diverse licitații care sunt în desfășurare, care au fost date cu dedicație, care trebuie să vezi ce-s cu ele, diverse numiri pe diverse posturi. Dați-mi voie să vă dau un singur exemplu, tot din zona de externe. În ultimele luni de zile ale guvernării au fost nominalizate pentru trimitere la diverse posturi în întreaga lume, în jur de 150 de consuli. Nu mă pune să vă dau exemple din cele mai pitorești. Oameni care n-au nicio legătură nu cu diplomația, cu zona publică, cu nimic din lumea asta. Luați de la prozar, luați de peste tot așa și trimiși consuli în întreaga lume. Bineînțeles că unul dintre demersurile pe care ministrul extern le-a făcut a fost să blocheze imediat aceste trimiteri, să-i țină pe toți la sol așa, să facă o evaluare imediată, să aibă rezultatele acestei evaluări și bineînțeles că după aceea să vină cu un plan de propunere de reformare a ministerului.
prima chestiune, repet, este oprirea acestui dezastru. A doua chestiune majoră este găsirea unei formule rapide, imediate, de a rezolva această majoritate parlamentară în așa fel încât să poți să modernizezi România. Nu poți să modernizezi România fără reformă. Și aici nu vorbim doar de un anumit segment. Vorbim de segmente diferite care trebuie să fie reformate. Ai nevoie de reformă în educație, ai nevoie de reformă în zona militarizată, ai nevoie de reformă în sistemul de salarizare, ai nevoie de reformă în sistemul de pensii. Toate aceste reforme sectoriale se leagă și țin de actul guvernamental. Ai nevoie de o reformă administrativă serioasă. Adică nu mai poți să ai comune cu 80 de oameni. În România avem comune cu 80 de oameni, da? În care ai primari, ai secretari, ai consilieri, ai șoferi, ai... Adică vă dați seama că 80 de oameni din vârful muntelui trebuie să susțină un întreg aparat administrativ. Este anormal. În orice lume, în orice stat civilizat în lume, nu există așa ceva. Deci chestiunea asta trebuie să înceteze. Și atunci noi trebuie să găsim o formulă în care să ai sprijin serios politic și în mod special în speță parlamentar pentru a putea să faci aceste reforme. Poți să joci și la cacealma. Adică poți să vii și să lupți contra curentului și să ai doar sprijin popular și să poți implementa aceste chestiuni. Cum, spre exemplu, se luptă astăzi Partidul Național Liberal în ștergerea pensiilor speciale. Da? În eliminarea acestor pensii speciale. În care și PSD-ul vin acum și spun, domnule, am înțeles mesajul populației, suntem și noi de acord cu eliminarea lor. Doar că tergiversează chestiunea de câteva luni de zile și noi am cerut rapid, faceți, domnule, o sesiune parlamentară urgentă, pentru că aici trebuie să menționez un lucru și fac o paranteză. În birourile permanente ale celor două camere, Senat și Cameră, majoritatea parlamentară care este acolo este a PSD-ului. Iar ordinea de zi este votată în birourile permanente. Convocarea nu poate fi făcută decât birourile permanente. Nu pot eu plen să fac convocarea, că nu o să strângă nimeni ad hoc ca și plen și să spună hai să facem o sesiune extraordinară. Ei vin acum și spun, domnule, de ce nu face sesiune? Că aveți majoritate în parlament. Deci, practic, tot la PSD e... Deci, practic, PSD-ul acum joacă un joc extrem de pervers, în care vin și spun, domnule, voi n-ați venit la muncă, nu știu că. Nu, domnule, am fost toți la muncă. Dar voi aveți majoritate în Cameră și în Senat, în birourile permanente. Și eu nu pot să iau decizii fără această majoritate. Și atunci am nevoie de o presiune populară foarte mare, de o presiune media foarte mare, care să vină să spună, domnule, rezolvați problema pensiilor speciale. Păi nu se poate. Adică vă dați seama că în România ai 45 de categorii de pensii speciale. N-are sens să vii cu cifre, cu date. E incredibil și aberant. Este anormal să se întâmple lucrul acesta. Și cred că chestiunea asta trebuie rezolvată, iar ceea ce noi, ca și Partidul Național Liberal, și vă spun ca vicepreședinte al partidului, acum ne dorim este să ajungem la principiul contributivității. Fără acest principiu, aplicat în legea pensiilor pentru toată lumea, domnule, nu contează unde ai fost, ce ai muncit, cât ai contribuit la stat, asta este venitul pe care ai. Vrei pe pilon privat de pensii? Du-te pe pilon de privat de pensii și rezolvă-ți pensii de sute de milioane, nu contează de cât. Dar pe zona de contribuție de stat, cât ai contribuit, atât ai la pensie. Domnule Benoni Ardelean, va trebui să închem discuția aici, în practic nu ne mai permite timpul, dar cu siguranță o să ne mai revedem într-un interviu. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și vă mai așteptăm cu mare drag pe la noi.